Bine ați venit pe canalul meu, sau revenit, după caz. După cum vedeți, astăzi suntem în natură. Se aud pățărelele. Astăzi avem un make-up challenge realizat în pădure, după cum se vede. Și după cum se aude. Și după cum se aude, veți mai auzi, cred, și avioanele. Da, pentru că noi suntem relativ aproape de pădure, m-am gândit să încep o serie de machiaje realizate în pădure în funcție de anotimp. Acum este primăvară, cu toate că încă nu au înflorit copăceii. Voi face și în vară, și în toamnă, și în iarnă. Sper să prindem zăpadă, că anul ăsta, după păcate, nu a fost deloc zăpadă. Așa că începem cu primăvara și să dăm drumul la treabă, ca să nu vă țin prea mult de vorbă. Am aplicat cremă și primer. Un primer de la Bobbi Brown, cu factor de protecție, dacă toți suntem în natură. Așa că vom trece la concealer. De fapt, nu este concealer, este corectorul de la Make Up For Ever. Am o oglinduță mică aici, de la Too Faced, pe care o voi folosi astăzi. Și să începem să aplicăm. Da, a fost un challenge și pentru noi să venim cu toate lucrurile de acasă. Și acum folosim corectorul pentru cearcănele acestea minunate. După cum știți, dacă ați mai fost la mine pe canal. Ok. Cam atât. Cam atât cu corectorul. Vom trece la fondul de ten și l-avem pe cel de la Fenty Beauty. Acesta mai hidratant. Nuanța este 230. Amestecăm puțin și pucul se vede foarte folosit. Nicio problemă. E găsim că e în pădure. Este foarte folosit. Și mi-a mai rămas puțin, cred că în curând o să trebuiască să-mi iau din nou. Și sper să reușesc să dau încet, să nu dau pe rochie. Că am obiceiul acesta de a da și pe mine fond de ten. Așa, dăm și pe gât, ca să nu fie diferență prea mare. Am uitat, în schimb, să-mi iau o coroniță, să-mi prind părul, dar îl voi da după ureche, nu-i bai. Îl dăm după ureche. Așa. Gata, e super. E super ok. Sper să nu vă deranjeze prea tare zgomotele din natură. Dar asta e. Dacă am vrut make-up în natură, în natură suntem. Folosim pensula de la NYX, aceasta de fond de ten, și o să încep cu gâtul, că am văzut că uneori rămâne neuniform dacă îl întind la sfârșit, scuze. Mai întâi vorbești, după aia dau cu pensula. Rămâne neuniform, așa că am început cu gâtul. Gata! Am aplicat și fond de ten, dar știți că îmi place cum se vede. În natură se vede totul mai frumos. Am luat și șervețel. Și sper să iasă ceva frumos. Chiar sunt foarte curioasă. Haideți să aplicăm acum și concealerul. O să-l folosesc pe acesta de la L'Oreal. Infailibilă? Infailibilă. Infailibilă, da. Nu. Infailibilă. Ok. Știți voi cum îi spune, nu-i bai. Ca apoi să trecem la sprâncene. Și puțin. Așa, voi folosi și burețelul pe care mi l-a cumpărat Julie pentru 8 martie și de care sunt foarte încântată. Și se aude un avion. Sper că nu foarte tare la voi, dar la noi se aude. Gata, am aplicat și concealerul. Acum vom folosi puțină pudră, care este aici și este aceasta tot de la NYX. Mineral Matte Finish Powder. Aceasta este. Pudră pentru ten, da. Și vom folosi doar în zona ochilor, atât, ca să setăm ochii. Zona de sub ochi, de fapt, ca să nu se strângă. Folosim o pensulică mică. Ne asigurăm că nu s-a strâns. Așa.
Doar puțin. Și aici la nas. Am observat că în zona aceasta, nu știu, se face un rid ceva, pentru că doar aici se strânge. Și face o linie. Așa. Gata și cu pudra. Să o strângem să nu ne ia vântul. Dacă suntem în natură. Da, scuzați dacă se mai văd zgârieturile. Sunt cele făcute de Mickey. Așa că n-am avut ce face. Astăzi avem două palete. Tot una de la NYX. Și cea de la Sephora, pe care mi-a luat-o Julie. Mini paletuța aceasta drăguță. Și o să încep cu asta. Ok, o să luăm o pensulă pentru blending. Pentru început. Cu toate că... Nu, am spus că ne ocupăm de ochi, de sprâncene prima oară. Haideți că trecem la sprâncene, să le dăm formă, ca să putem vedea după aceea cum facem și ochii. Așa că folosim creionul Gimme Brow, nu? Nu, Brow Wiz, scuzi. Gimme Brow e de la Benefit. E Brow Wiz de la Anastasia. Și nuanța este Medium Brown. Ce-mi place? Îmi place în natură, este super, super fain. Mie îmi place creionul în locul pudrei. M-am învățat cu creionul foarte bine și mi-este ușor de folosit. Dacă se mai audă frunze călcate în fundal, este domnișoara asistentă Julia, care se mai plictisește, se plimbă încolo și încoace. Și gata cu sprâncenele. Trecem la ochi, în sfârșit. Să am un fir de păr aici. Gata. Ok, după cum spuneam, începem cu paletuța aceasta mică de la Julia și voi folosi nuanța aceasta deschisă, Ray, pentru prima oară. S-aud și piciorile. Așa ca să mă vedeți și voi ce fac. Îmi place foarte mult paletuța aceasta mică, v-am mai spus eu. Am luat-o pe cealaltă pentru că are culori mai deschise puțin la cele cu sclipici. Pe cea de la NYX. Dar asta de la Sephora îmi place, e foarte drăguță. Foarte drăguță. Deci asta este culoarea de tranziție pe care o folosim pe arcadă. Și aici puțin în colț. Oricum nu o să facem un make-up complicat, pentru că suntem în pădure, așa că facem unul mai finuț și mai drăguț. Apoi vom lua o pensulă puțin mai densă. Este aceasta de la Douglas, nici nu mai scrie pe ea, e veche. Vom lua cu nuanța mai închisă, mată, din paletă, aceasta. Să aplicăm puțin în colț extern și în pliu, ca să definim puțin ochiul. Acum voi folosi o nuanță din paleta de la NYX, Away We Glow. Și voi folosi, să mă gândesc, cred că nuanța aceasta. Nuanța aceasta voi folosi. Așa. Și avem și o pensulică plată din setul meu de la BH Cosmetics. Wow, dar este super să te machieze în natură, deci sincer vă zic, îmi place maxim. Lumina este super. Asta un pic ca să mă vedeți și voi. Ok, și acum voi folosi nuanțele, această pensulică, tot de la Douglas, este în unghi și este puțin mai densă. Aceasta, voi folosi tot prima nuanță mată pe care am folosit-o și sus. Pentru a contura și partea de jos a ochilor. Acum vor folosi și nuanța mai închisă.
tot pentru a contura și partea de jos a ochilor. Și dau Giuliei praful de la care se scutură din pensulă. Vă place așa natural? Ok, eu zic că asta a fost tot pentru ochi. Să trecem la rimel. Nu înainte de a folosi instrumentul de tortură, după cum bine știți. Cleștișorul de gene. Dar să le facem drăguțe. Bine că nu doare, asta e important. Așa, iar acum vom folosi rimelul de la Too Faced, Better Than Sex. Cred că îl știe toată lumea de acum, dar mie îmi place foarte mult. Așa că vom merge pe el. Folosesc oglinda mai jos ca să mă vedeți și voi cum aplic. Și încerc să mă aplic cât mai aproape de baza genelor și nu doar vârful lor. Ok, acum o să vedem și pleoapele de genele, nu pleoapele, doamne, genele de jos. Acum am terminat și cu genele, super, și vom trece la conturarea feței, unde vom folosi această paletă de la NYX. O folosesc în toate clipurile mele, îmi place foarte mult bronzerul 3 steps to scalp, vreau să zic 3 sau 3 sau 3 sau, mă rog, Face Sculpting Palette. Îmi place foarte mult. Voi folosi bronzerul. Folosim pensula în unghi și mai densă. Și acum să sculptăm puțin fața. Vom folosi și la tâmplă și în, la linia părului. Bun. Iar acum vom folosi chiar această bronz, doamne, acest blush, care are și oglinduța. Avem și pensula aceasta mai densă și mai pufoasă. Iar acum vom folosi iluminatorul. Acesta tot din paleta de contur. Acesta de la NYX. Și avem și pensulica în Evans Eye special pentru așa ceva. Scuturăm excesul. Nu știu cât se vede la voi. O să filmăm după aceea în soare, ca să se vadă mai bine. Aici se vede foarte bine, să știți, la mine. Nu știu cât se vede la voi. Dar la mine se vede foarte bine. Îmi bate soarele în oglindă și nu-mi dau seama. Bun, acum trecem la ruj. Și mă gândesc să folosesc roșul. Ce ziceți? Folosim roșul astăzi? Pentru că tot avem ochii puțin mai deschiși și sunt într-o nuanță mai nude ochii. Atunci să folosim un ruj mai strident. Și folosesc acest creion de la Rimmel.
într-o nuanță de roșu. Așa. Iar rujul pe care îl voi folosi, cred că îl știe toată lumea, este cel de la Sephora 01. Gata, am terminat. Acesta este și look-ul final. Sper că v-a plăcut acest clip. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, să vă abonați, pentru că v-am spus, vom mai face și alte lucruri așa interesante. Și v-am spus că vreau să fie și un challenge, așa că voi continua nu lista, cum să-i spun, seria. Mulțumesc, domnișoare asistente. Seria de challenge-uri. Primul a fost cel cu giveaway-ul, iar asta cel cu make-up în natură. Așa că invit toți make-up artiștii și toate persoanele neapărat, pentru că eu nu sunt make-up artist, nu am niciun fel de curs de make-up. Sunt doar lucruri care îmi plac mie și care mă ajută la tenul meu, care este sensibil uscat. Așa că vă invit pe toți în natură. Nu trebuie să fii neapărat în pădure, ci în natură, să realizați un machiaj în natură. Deci, asta a fost tot pentru astăzi. Sper din nou să vă placă. Și până la următorul clip să aveți zile frumoase și călduroase. Și o primăvară superbă. Vă pup și vă îmbrățișez cu drag!